Salutare, prieteni, și bine ați venit la Cars and Roads 2022. Ce este Cars and Roads? E bine, este pur și simplu un mod al jurnaliștilor auto de a se distra, zic bine? De a se și distra. De a se și distra. În spatele camerei se află, te rog, domnule, prezintă-te. Salut, eu sunt Tudor. De la? Doualocuri.ro. Așa. Și astăzi, mâine, poimine și încă 7 zile. Exact, de acum după încolo. Poimine. Sunt asistentul lui Adi. Și eu, dacă e nevoie, asistentul tău, evident. Noi vom fi echipajul din ultima bancă a acestui eveniment. Ce se întâmplă? Sunt 7 SUV-uri cu sisteme de propulsie hibride în acest eveniment. Toate 7 vor merge prin o bună parte a țării noastre, nu? Să da, zicem așa. Preponderent Transilvania. Preponderent Transilvania. Ideea e că o să avem la final undeva la peste 2000 de kilometri adăugați fiecare mașini. Și talentului fiecare dintre șoferi, adică da, experienții. Asta merge la, exact, la skill-uri, la CV. Exact, așa. Mașinile din acest test nu vi le spun acum. Cert este că acum noi suntem în Renault Arkana, suntem în mașina, în hibridul lor 1.6 cu cutia E-Tech. Iată, da, în caz că nu ne credeți pe cuvânt. Ideea este următoarea: noi acum mergem să facem o vizită la Michelin Florești. După ce facem acea vizită, revin cu câteva cadre din mers, pentru că până la urmă e vorba despre mașini, nu? Nu vor fi review-uri propriu-zise în acest eveniment, sau cel puțin în acest clip, nu vă faceți griji, nu, după cum spunea colegul meu, suntem aici să ne și distrăm, nu doar să facem treabă, nu doar să facem review-uri, dar veți afla care a fost experiența noastră pe parcursul acestei aventuri. Bun, am terminat vizita în fabrica Michelin Victoria și din Florești. Din Florești a fost foarte multă informație din punctul meu de vedere, așa. Dar, adică să înțeleg ce am rămas eu, da, cât mă duce mintea. Eu am rămas cu următoarea chestie, că cea mai veche presă din acea fabrică e din anii 30. Cu asta am rămas în minte, cea mai nouă fiind din 2019. N-am putut să învăț nimic din procesul ăla de tehnologia creării produsului, unei anvelope, exact, da. N-am putut să-mi minte nimic. Cert este că nu e așa ușor pe cât pare. Și într-adevăr, oamenii de acolo erau foarte dedicați, și obțin ultimul domn, domnul mai în vârstă, foarte dedicat, și se vedea că știe, domnul inginer, se vedea că știe. Destul de tare așa ce am putut să vedem acolo. Acum ne continuăm drumul către locația unde vom lua masa, după care ne oprim în Azuga.
Cer este că pentru ziua de azi cred că o să încheiem aici, pentru că nu avem prea multe activități de condus astăzi. Vom reveni mâine. Mâine oare ce mai așteptăm? Suntem în Vitara, nu? Mâine Suzuki Vitara, da. Da, mâine suntem în Vitara, deci mâine când vom reveni vom vorbi despre Suzuki Vitara și vom conduce destul de mult, în jur de 400 km. 350, e oricum cea mai lungă etapă din tur e mâine. Da, da. Zi-mi tu dacă ți-a părut ceva interesant la vista de azi sau ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce ți-a părut ție așa, nu știu, ce te-a lovit? M-a lovit că ne-au lăsat să filmăm în multe locuri. Să pozăm, că de obicei nu prea se întâmplă, asta. Într-adevăr, pentru că mă uitam acolo, adică multe din, cum să zic eu, elementele procesului, micuțe, da, da, păreau ca și cum n-ar trebui să le vadă oricine. Da, ca idee pentru context, de obicei ești invitat și uite, haideți aici, 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 pac, pac, și acum a fost ca un fel de tur ghidat, numai că puteai poza, filma, da, 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 până, nu știu, de la presă, până la un transportor de anvelope, până la o secție, exact, de vulcanizare, până la o... A, uite că am asta aminte, vezi, pe măsură ce le zici, mi-aduc aminte. O chestie tare, l-am întrebat pe de unul mai în vârstă, când zicea că are niște prese mai noi, niște prese mai vechi. Evident, cele mai noi sunt mai performante, au productivitate mai mare. Zicea la un moment dat că, practic, în acea fabrică se pot face la 10 minute 160 de anvelope, ceva de genul ăsta, dacă nu mă înșel. Cam așa spunea, da. Da. E, vorbea despre anvelopele astea noi, care nu au nevoie de atât de multă asistență, adică nu trebuie să-și bată capul prea mult operatorul ca să poată să facă anvelope, mai ales la partea de vulcanizare, pentru că asta era ultima parte, partea de vulcanizare. Și vorbea acolo dânsul despre, evident, stadiile de facere și așa, al produsului. Și a vorbit, l-am întrebat eu, domnule, da, ok, pe presele noi puneți cauciucurile mai bune și pe presele vechi cauciucurile mai puțin bune? Și am zis că nu acesta este criteriul. Pur și simplu, pe presele mai noi putem face anvelope de o dimensiune mai mare, de la 18 țoli în sus. Pe presele mai vechi facem de la 13 până la 17-16. Ceea ce mi se pare tare, adică ei nu țin tehnologia nouă doar pentru produsele noi, ci tehnologia este la fel de bine uniformizată pe orice, indiferent de când a fost gândită presa aia care încă este în funcțiune, tehnologia este în continuare adecvată pentru produsul pe care îl așteaptă Michelin de la această fabrică. Deci oricum ar fi, noi facem un produs bun. Și ai văzut că la sfârșit vorbea despre rata de, cum să zic eu, produs reboot, cum ar veni. Okay. Și zicea la un moment dat că acum sunt undeva la 1% sau sunt la 1,2% și își propun să ajungă la 1 sau la 0,9 și se pare că cea mai bună fabrică Michelin este la 0,9 acum. Wow, okay. Și, da, și ei acum trag să fie fabrica Michelin cu cea mai mică rată de rebooturi. Super. Da, asta mi se pare. Eu am fost hipnotizat un pic la final de o doamnă, bine, nu în sensul ăla, da, în sensul că doamna verifica anvelopele cu mâna liberă, cu mâna goală, cu, exact, palma. Exact. Practic își ducea palma pe exterior, pe interior și încă o dată repeta toată treaba asta. Și asta era tot, deci practic știa. Da, fiindcă mâna simte cel mai bine imperfecțiunile sau, exact, orice alte defecte din... Pentru că da, mașinăria creează anvelopă, dar vorba ta, ai nevoie să atingi ca la cum făcea Brâncuș, știi? Ok, sculptez cu dalta, dar după aia finisez cu mâna. Exact, mâna de, exact, aprobarea finală. Aprobarea finală, da. Bun, deci a fost tare. Vă zicem toate chestiile astea pentru că știu că de multe ori există părerile astea negative vis-a-vis de lucruri făcute în România. Și vă jur că n-ar trebui să fie, adică oamenii ăștia sunt dovada vie că nu ar trebui să avem această părere negativă vis-a-vis de lucrurile făcute la noi în țară, cel puțin ce am văzut noi acolo. Și nu-i ca și cum oamenii ăștia au muncit mai mult ca noi acolo, niciun caz, săraci, și muncesc acolo la fel în fiecare zi. Este un mediu greu de lucru, e cald, este un mediu greu de lucru, dar chiar și așa, oamenii ăștia, ținta lor este să ajungă la o rată de reboot cât mai mică. Da, practic să fie cât mai bun, cât mai eficienți. Exact. Bun, cam atât pentru astăzi, cred. Ne auzim mâine din Suzuki Vitara. Salutări!
Este a doua zi și suntem în altă mașină. Suntem în Suzuki Vitara 1.5 Full Hybrid, sau cum zic ei? Ei spun Strong Hybrid. Strong Hybrid, as opposed to Mild Hybrid, bănuiesc. Ideea este următoarea. Mașina aceasta, cam aceasta este marea noutate, de fapt, cu Vitara anul acesta. Acest nou Strong Hybrid, 1.5 atmosferic și un motor electric. Ideea este că mașina aceasta are un 0-100 în 13,5 secunde. Da, doar că există un dar. E așa. Ea e făcută foarte atent la nivel de motor, cutie, motor electric și baterie, ca să dea un lucru și un simplu lucru. Consum. Exact. Mic. Consum, da, mic. Consum mic. Și pe consum ne-a ieșit. Deci acum noi am forjat mașina aceasta. Am fost pe urcare, am fost numai în sport și suntem la consum 5,8. Da, deci... și ca idee, dimineață, după ce am plecat de la hotel, da, după câțiva kilometri, ni s-a înjumătățit, nu, ni s-a dublat. Ni s-a dublat range-ul. Scuze, ni s-a dublat autonomia. Da, da. Deci... De la 200 și ceva am trecut de 400 și... Da, da, da. Iar consumul era undeva la 4,1. Da, da, da. Deci... Dar acum e 5,8 și cred că nu trece de 6. Deci eu, asta mi se pare incredibil, știi? Adică după tot ce am făcut noi mașinii astea, pentru că trebuie să ținem pasul, să mai filmăm, să diferite alte chestii, mai ales pe urcare, chestii care stresează mașina, după toate aceste lucruri, mașina tot este la consum 5,8, adică mi se pare mai mult decât, da, respectabil. Da, e mai mult decât respectabil. Bun, dar mașina asta vine și cu un preț, și anume 29.000 de euro. Bine, ok, îți mai dă statul niște bani, pentru că e full hybrid, strong hybrid, cum zic ei, da? Deci îți mai dă și statul niște bani. E posibil să ai și niște beneficii la impozit. Clar, cu siguranță ai. Da, da, da. Județe. Eu și ieși aici o discuție, că am înțeles că nu toate, așa este, județele au aceleași beneficii, da, sau exact, diferă de la, așa, administrație, așa, la administrație. Exact, așa este. Cert e că motivul pentru care ai vrea această mașină este acest consum, pentru că așa per total e un Vitara, adică ok, destul de plasticoasă la interior, nu neapărat o dinamică incredibilă atunci când ești pe curbe, există ruliu, mașina e un pic cocoțată, așa. Deci nu poți să spui că ai aici o mașină ultra sportivă, nu ăsta este cazul, adică știu că toți ne gândim cum ne urcăm la volan, cum să conducem cât mai repede, cât mai așa, nu este cazul aici, aceasta este o mașină sinceră, onestă, care pur și simplu vrea să-ți dea un consum cât mai bun. Ce-i reușește? Da, ai o achiziție, un preț de achiziție pentru o hibridă de genul ăsta și recomandatele, da, astea de putere. Băi, să zicem că așa cum avem noi cu cea mai înaltă echipare, să zicem că e cu 25.000. Da. Este super bine. Este un preț bun, da. Da, da. Și mai important este și faptul că după ce ai cumpărat-o, practic în timpul exploatării, prețurile, da, de întreținere, exploatare, slash... Exact. Întreține, cum am zis din nou, da, da, sunt, da, mici, fiindcă la un consum de 5,8 litri, da, în un regim nu neapărat sportiv, dar solicitant, să-i spunem? Exact, exact, în sarcină. Cineva care nu are nevoie de toate treburile astea care țin de ego și de umflat mușchi, va merge cu ea mult mai, exact, relaxat, exact, cu familia în vacanță, prin oraș. Și atunci, clar, vei avea costuri foarte mici cu mașina, exact, și din prisma asta, dar și din prisma faptului că de obicei japonezii fac mașini fiabile. Exact. Deci pe lângă consumabile normale, nu ar trebui să ai... Să pice ceva brusc, să zici, da, că te uimește, exact, cine știe ce chestie. Exact. Este o mașină pe care ți-o poți permite, chiar și atunci când bugetul nu te lasă, să urci în segment sau pur și simplu nu vrei să urci. Da, exact, exact. Ce mi se pare mie un pic ciudat, apropo de treaba asta cu Strong Hybrid, mă așteptam sincer să fie și un brake mode aici, dar nu există. Există un mod manual, avem padele aici. Și dacă acum sunt în drive și trag de padele, efectiv mașina schimbă treptele de viteză. Nu avem o... Știi cum sunt la unele mașini, padelele care controlează regenerarea, frânarea regenerativă, mai ales electrice. Mai electrice, mai ales că, da, la hibride e un pic mai dificil să le... Exact. Sunt cheia pentru cutie. Exact, pentru cutia efectiv mecanică, da, da, care controlează partea mecanică a mașinii, așa este. Deci nu ai această frânare regenerativă pe care s-o poți tu controla. Gândește mașina cum simte ea nevoia, dar ai aici un mod, de fapt avem aceleași moduri de condus ca la mașina normală, adică în stânga e snow, apeși pe buton, este normal, auto, și în dreapta este sport. În modul sport, într-adevăr, devine mai agilă un pic, cred că folosește mai mult bateria, despre asta este vorba. Da, practic deblochează niște resurse pe care în alte moduri le ține acolo.
Da, da, da. La păstrare e tocmai ca să ai consum. Și mai, probabil dacă am fi mers în eco sau în auto. Da. Cred că am fi fost mult mai... Da, am fi fost un pic mai eficienți. Există aici, benzine, dar... există aici un monitor care zice ce, cum și unde se duce puterea, engine, battery, motor și așa mai departe. Și când ești în sport, vezi că motor, deci motorul electric, pentru că așa numesc ei în engleză partea electrică, motorul electric îl numesc motor, iar motorul combustie internă îl numesc engine. Vezi că atunci când accelerezi și ești în sport, vezi cum trece limita aceea prin motor mai des. Deci e clar că mașina îți pune și putere electrică, cuplu, de fapt despre asta este vorba. Și când accelerezi, simți cumva că nu mai stai să aștepți atât de mult. Pentru că, într-adevăr, dacă ești în modul normal și faci o depășire, undeva pe la 100 de kilometri la oră, mașina are o cutie în 6 trepte. Undeva pe la 100 la oră, simți așa un pic un... O simți că gâfâie puțin, are un pic un... Poticnire, să zic. Da, o poticnire. Se opintește un pic. Da, după care continuă, nu nebunește, dar continuă să accelereze. Iată, de exemplu, eu acum, ca să urc acest deal, apăs cam o treime, da, și peste, da, o treime de pedală, adică apăs destul de mult de pedală pentru a avea niște rezultate. Mașina, hai să zicem așa, o vei simți că pe aici, pe acolo face efort. Despre asta este vorba. Da, depune efort. Și acustic vei auzi. Asta... asta e pedala la fund, ca idee. Nu știu cât auziți voi, dar e sunet de... Și uite, asta a fost hâcu, da. Asta a fost pedala la fund, asta a fost hâcu. Suntem și pe urcare, cei drept. Gândiți-vă că noi acum suntem două persoane în mașină, fără bagaje, prea multe. Ok, avem niște bagaje. Ce scuze, da, eu am bagaje prea multe. Dar acum... Adică iată, pe bagajul plin. E plin, într-adevăr, dar nu sunt chestii grele, sunt doar voluminoase. Iar pe dinamică, din nou, e o chestie specifică Vitarei, așa. Deși, uite, eu am, când am condus prima oară o Vitare, mi s-a părut foarte agilă. Era o Vitara 1.4 turbo, fără mild hybrid, fără nimic, și mi s-a părut foarte agilă. Cred că era și o variantă mai sportivă, nu știu exact. Spirit, sau nu mai știu cum se numesc nivelele lor de echipare. Și era destul de agilă, pe când de aici ai un pic ruliu. Cred că, na, aici, având și baterie și așa, se trebuie să... Masa suplimentară adusă de baterie, exact, și de motor electric să fi fost gestionată cu o relaxare multă suspensie, simțită, da, la suspensie. Da. Așa, per total, avem Android Auto, bănesc și Apple CarPlay, nu cred că există problemă, prin cablu, evident, dar na, mașina... E mai mult decât decent, adică e ok. Exact, adică deși este sistemul vechi, pentru că ăsta e sistemul vechi de la Suzuki, eu am condus acum ceva vreme S-Cross-ul, care avea S-Cross-ul nou, acesta facelift cu în spate cu stopurile acelea care imită un light bar, și S-Cross-ul are un sistem nou. De exemplu, au pus butoanele acestea care sunt capacitive aici, le-au pus jos la sistemul nou, adică au schimbat destul de multe pe S-Cross-ul nou și cred că acolo există și wireless în unele țări și la unele update-uri. Există și wireless Android Auto și Apple CarPlay. Aici e prin cablu din ce am văzut noi. Mașina este înalt echipată, scaune încălzite, nu avem volan încălzit, dar avem trapa aceea mare, care acum este închisă ca să putem să filmăm, să avem o lumină cât mai difuză, dar trapa este mare și îți dă o senzație de spațiu. Și că tot veni vorba de spațiu, eu am 1.75, nu sunt cea mai înaltă chestie din lume, dar n-am nicio problemă cu dimensiunile acestei mașini. Mi-ar plăcea ca acest scaun să meargă un pic mai jos, dar asta este o preferință personală, pentru că așa mă simt mai în siguranță. Știu că mulți, din potrivă, se simt mai în siguranță cu o poziție mai înaltă la volan. Deci, nu știu, tu cum te-ai simțit la volan? Nu mi-am setat scaunul pe înălțime. Mie mi s-a părut că e ok cum... ok. Pe de altă parte, eu am un 81, un 80, cam, da, cam pe acolo, și e dimensiunea de manechin de la Eroen Cup. Deci... deci dacă pe tine stă bine mașina, e clar. Cam în toate mașinile, să știi că nu mă urc. Dacă mai fost cineva înainte și e foarte scump sau foarte înalt, da, dar cu setarea standard, da, 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 a scaunelor, aia medie, nici prea prea, nici foarte, foarte, sunt ok în majoritatea mașinilor. Da, da, da. Bine, acum ai dat, eu l-am dat la minim scaunul. Ok. Deci, acum okay. E la minim. Da, și mai, oricum, ar mai fi loc pentru cap de asupra. Da, 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 da. Și în spate loc destul de mult. Pe mijloc acolo, în spate, oare există vreo gâlmă pe mijlocul podelei? Nici nu știu. Să ne uităm, să ne uităm. Cred că... S-ar putea să existe un tunel, fiindcă tot ai transmisie. Da, dar nu e foarte înalt. Nu e cam atât din ce simt eu așa la mână, nu știu să zic, 8-10 cm, ceva de genul ăsta. Nu e foarte înalt. Dar, într-adevăr, pentru că da, avem și all grip, exact cum ai zis și tu, deci și puntea spate poate fi acționată la nevoie. Nu a fost cazul, pentru că nu am mers pe cine știe ce off-road, am mers doar pe asfalt zilele acestea. Dar
Există un mic tunel acolo. Totuși, nu cred că va fi o problemă. Sunt sigur că acolo un cap. Doi adulți și un copil, cred că în cap, fără probleme acolo în spate. Cu bagajele, dacă încep să ai atât de mulți pasageri, pentru că acum, fiind hibrid, în ce mă uitam acolo, cred că au furat un pic din spațiul la portbagaj, nu mai ai spațiul acela sub podea. Ceea ce înseamnă că ai pierdut un pic din elementul practic. Da, da, da. Dar hai să fim serioși. 85% în oraș conducem. Și acolo hibridul ăsta va fi va fi aur. Bun, deci cam așa începem noi ziua cu Vitara. Ieri, poate că nu v-am dat atât de multe detalii despre Arcana, dar este o mașină pe care eu am condus-o de multe ori. Vă invit să mergeți să vedeți clipul nostru. Și aici, exact, e chiar în față și fix pe asta am avut-o eu la test cu 1.6-le hibrid și cutia E-Tech, cutia aceea deșteaptă care are un motor electric și în cutie și un motor electric și în motor și astfel face mariajul vitezei cutiei cu vitezei motorului. E foarte complicat sistemul, dar am un review la acea mașină. Știu că ieri nu v-am spus poate prea multe detalii, dar aveți de unde să le aflați cu siguranță. Iar astăzi mai avem acum o mică oprire pentru prânz. Mergem la masă în Meschendorf, după care intrăm blană. Ne așteaptă mult, gară, bineînțeles. Aproape 300 de kilometri ne așteaptă. Da, până la Colibița. Da. Cât mai sus pe haltă. Exact. E, și atunci voi reveni ca să vedem cum se comportă mașina aceasta la drum întins, vis-a-vis de insonorizare, de dacă te obosește, despre asta este vorba, pentru că mi se pare că și asta este un factor foarte important de care poate nu mulți vorbesc, dar când vei avea mașina și ți-o vei cumpăra, vei spune: "Bă, nu mi-a spus bă nimeni că mașina asta e gălăgioasă sau mai știu eu ce." Exact. E, dacă tot am spus că vorbim după ce mai parcurgem o distanță serioasă, n-am parcurs neapărat o distanță serioasă, dar o perioadă de timp. Asta e cu mult timp de când am plecat, jumătate. Da, da, da. Deci, nu știu, cred că am 200 de km am condus maxim. Adică tu ai condus mai mult. Dar nu, 200 până acum sau ceva. 200 până acum. Și avem încă 100 și... Da, da, exact, exact. Dar toate astea încă 3, 4, nu mai știu, multe ore. Adică nu, că deja e 5 și un sfert. Nu mai am percepția timpului, ca idee, adică da, nu mai dau seama. Tu ai condus mai mult decât mine, eu abia acum am trecut din nou la volan. Zi-mi tu așa cum ți se pare la drum întins, în afară de problema aceasta cu depășirea pe care am descoperit-o amândoi, mașina aceasta asta nu m-a însport, ca idee. Deci de când conducem noi, nu m-a însport asta. Apropo, consumul 5,8 litri la 100 km. Da, deci... da, da, și ai stat călcată cu ea, adică cât s-a putut. Cât s-a putut, da. Pentru că e nevoie să o cași, din nou revenim la treaba asta cu accelerația. Simți așa un lag, simți că uneori mașina are așa un după care iar accelerează, după care iar accelerează. Dar ca să facem așa un sinopsis al experienței cu această mașină la drum întins, eu am și tras un pui de somn în dreapta. Înseamnă că am condus bine. Deci, mulțumesc pentru încredere. Deci se poate, nu e gălăgioasă, asta contează. Ok, nu e cea mai bine insonorizată chestie din lume, dar nu cred că e mai gălăgioasă decât un Duster, de exemplu. Da? Pentru că... Nu e, se simte peste 80-90. Da. Adică, acolo e pragul, exact, în care începe să șuiere. Exact, exact. De exemplu, acum... De la colțuri, vorba. Exact. Scaunele sunt ok. Stai bine, dar e ușor să-ți găsești o poziție. Exact. Volanul se livrează ușor, înălțime și pe adâncime. Va trebui scaunul pe înălțime. Nu e grozavă susținerea laterală. Da, într-adevăr. Dar cumva, fiindcă mașina asta nu o să fie condusă pe viraje foarte entuziast, nu o să ai cum nevoie ai să nu-ți plece spatele, da? Așa. Plus că ai destul ruliu și dacă asta e... Suspensia asta induce oarecare nivel de confort pe linie, exact, drept pe nu asfalt. Nu-ți vine să bun, tai în ea să... Nu ai rost să te duci pe viraje și să te bălângăni aiurea ca să stai din confortul pe care ți-l dă. Exact, nu pentru asta e făcută mașina. Deci ce ne-a învățat acest drum întins este că ne-a întărit convingerea că într-adevăr asta este o mașină gândită foarte bine pentru oraș, dar mai puțin pentru ce înseamnă extraurban sau nu pentru cei care vor cine știe ce sportivitate în mediul extraurban. Da, și în fond ea transmite asta prin ce ziceam mai devreme. Suspensie, direcția care e anesteziată complet. Da, 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 nu. În schimb, poți să manevrezi ușor mașina când ești să trebuie parcare. Da, 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 da. Aici te ajută altfel așa pentru nu prea e feedback. Da. Și nici nu are, nu e pentru asta. Și nici nu are foarte mult unghi mort, adică nu învârți mult de volan ca să se întâmple ceva, știi? Da. Asta e încă o chestie care mi se pare destul de ok, așa. Da, deci Suzuki Vitara, cea mai ieftină mașină din acest test, cea mai, cum să zicem noi, normală mașină din acest test, pentru că celelalte sunt mai wow, așa, dar își face treaba. Da, adică
dincolo de ce spunem noi aici despre ea, cred că vorbește și faptul că vezi foarte multe pe stradă. Exact, se vând ca pâinea caldă, da, da. Și, na, din punctul meu de vedere, hibridul ăsta este mai rafinat decât cea cu motor termic și atât. Da, nu da. E neapărat mai sveltă, no, no, mai fâșneață, mai rapidă, mai cum vezi voi. Da. Dar e sigur mai economică. Da. Și mai domoară, da, e drept. Dar cumva vrei și opțiunea asta, dacă exact. Ești client Suzuki Vitara, exact. Poate pentru... multă lume aștepta asta. Exact, adică pentru cine vrea o mașină confortabilă, mare parte în oraș, asta e ce trebuie. Iar la drum întins, dacă nu ești vreun racer nebun, n-ai nicio problemă, asta e mașina pentru tine. Ui, cum vorbeam mai devreme că viteza medie prin țară, dacă e să stai, să nu faci nebunii și așa, e undeva la 40-50 de km la oră dacă ai noroc și deci e liber. Deci nu e ca și cum... Deci nu e ca și cum aveam unde să te duci da, neapărat. Da, 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 exact. În cazul ăsta, da. Mai bine dacă tot te duci, poate o faci și eficient, economic. Și uite, consum... relaxat. Da, consum 5-8. Imediat cum ia piciorul pe pedală, mașina îmi arată acolo martor când încarcă bateria, deci nu rămân nici fără curent în baterie. Nu, nu ai cum la asta să rămâie un hibrid clasic, își face da, calculele exact. Când e nevoie să încarce, când e nevoie să exact, exact. Dea energie. Hibrid cu autoîncărcare, exact. Repet, da. Dincolo de ce spunem noi aici, ca să ne luăm foarte în serios, deci încercăm să fim cât se poate de obiectivi. Da, așa e. Condiția date nu e un comparativ cu celelalte mașini. Nici, nu, n-are ce căuta. În... Adică nu sunt din aceeași clasă. Cred că, nu știu, are destul de greutate și faptul că, repet, există multe Vitare pe stradă. Exact. Exact. Asta... Că nu le cumpără degeaba oamenii. Înseamnă ceva, da. Da, da. Bun, cam asta a fost din ziua de astăzi. Acum urmează să parcăm Vitara la... Unde mergem? La Polibița, dar până acolo parcăm la Spălătorie un pic. A, da, așa este. Întâi la Spălătorie. Se prezintă cam așa. Este bine, astăzi se întâmplă în trafic. Am avut de toate. Am avut de toate, exact. După care, da, destinația finală este la Polibița. Și mâine, oare în ce mașină suntem mâine? Mâine primim BMW X5. Ne auzim mâine, că mâine e mai bine. Deci, după cum spuneam, a treia zi cu noroc, pentru că acum suntem și noi într-o mașină mai serioasă. Este vorba despre BMW X5 Plug-in Hybrid, pe numele său complet X-Drive 45e, și anume un SUV de la cunoscutul constructor bavarez, ce adaugă unui motor 6 linie benzină clasic, clasic așa, adaugă și o baterie de 22,3 kWh capacitate netă, ceea ce înseamnă că mașina asta, acest plug-in hybrid, are cât ai putere? 390. Adică benzină plus motor electric? Exact. Și un cuplu de vreo 600 fix 600. Fix 600. Fix 600. E. Nu știu exact ce masă are mașina, da, și în rest să spun că are 2,1, poate chiar 2 tone. Clar trece de 2 tone. Da, este o mașină sănătoasă, ca să zicem așa, dar în ciuda acestui lucru, 0-100, asta zic că știu eu, 5,6 secunde. Frumos. 5,6 secunde și suspensie pneumatică, confortabilă. Ce să mai, este o altă clasă de mașină, nici n-are rost să ne mai încurcăm. Mașina asta este de aproape 5 ori mai scumpă decât Suzuki UD. Ca idee, adică... Nu, da, altă clasă, alte pretenții, alte chestii exact. De oferit. Exact, despre asta e vorba, da. Uite, mă uitam pe specificațiile pe care le dă producătorul și producătorul spune că cu bateria aceasta tu ar trebui să ai o autonomie pur electrică de circa 88 de kilometri, da? Uite, bateria noastră acum este la 50% și în bord mi se spune că mai am 32 de kilometri. Deci să zicem că ai putea avea cu bateria întreagă, real, undeva la 65, hai, poate 70 de kilometri? Da. Ceea ce mi se pare decent, pentru că... Satisfăcător față de ce spune pe fișa tehnică. Exact, adică nu e diferență foarte mare. Plus că mai e încă o chestie. De obicei, mașinile acestea plug-in hybrid au bateria gândită să fie atât de mare pentru a-ți permite să mergi cam 50 de kilometri, 60 de obicei.
Cam acesta e range-ul la care se limitează producătorii, pentru că n-au cum să pună o baterie prea mare ca să îngroneze prea mult mașina, astfel și consumul de carburant e mai mare și nu mai faci nimic. Exact, trebuie menținut un echilibru cât de cât. Exact. Dar încă e fragil, fiindcă toate bateriile, motoarele electrice adaugă greutate, masă în plus. Exact. Și după aia, mai rău faci. Da, la o capacitate mai mare nu ajungi să obții decât o mașină mai grea. Exact. Care în momentul în care bateria a murit, în ghilimele, adică nu mai are niciun fel de energie, da, va pune toată sarcina pe motorul termic și n-ai rezolvat nimic nici din punct de vedere consum. Exact. Fiindcă în sarcină motorul ăla va, chiar dacă nu e vreun 0 turbo, trebuie să tragă după el 300 de kg. Va prelua toată... Da, da, da. Trebuie să tragă după el 300 de kg degeaba. Toată sarcina mutării masei. Exact. Acum, sarcina mutării masei nu este o sarcină grea pentru acest trend de rulare, din nou, 5,6 secunde 0-100 și treaba asta se simte, adică este o mașină care se înfige oricum, ne așteptam cred cu toții la asta, pentru că, acum pornim muzica, pentru că da, există și, yes, există și gesturi pentru a controla media și din când în când, cum eu mai vorbesc cu mâinile așa, începe să cânte mașina degeaba, pentru că, da, așa mai vorbesc eu. Deci în mașina asta e bine să-ți ții mâinile pe volan, ambele mâini pe volan, e bine, te și educă cei de la BMW, da, da, să da, conduci. Exact. Deci este o mașină mare, este o mașină grea, dar mie îmi place foarte mult suspensia aceasta adaptivă, mi se pare că pe aer, suspensia pe aer a germanilor, mi se pare că aproape că te face să te gândești că bă, noi avem drumuri bune. Dar de fapt nu e așa, drumurile noastre tot proaste sunt, doar că conducând o mașină cu suspensie pe aer nu mai simți deloc șocurile din asfalt, nu mai simți nicio problemă, drumurile parcă sunt ca în Germania și la noi. Nu este așa. Partea bună e că se și întăresc amortizoarele atunci când pui mașina în sport. Acum să nu vă gândiți că o să poți să faci, cine știe, o să fii pe toghe ca și cum ai fi cu un M4 sau mai știu eu ce. Da, bine, nu, vorbim de specii diferite de... Exact. Mașini chiar că sunt de la același producător. Iar. Da, nu, faza asta e un pic... Da. Bine, se poate opri gesture controlul, dar noi l-avem pornit deocamdată și n-are rost să dau acum meniul să facem asta. O altă chestie deșteaptă pe care o face mașina aceasta și țin minte asta de la alte BMW-uri cu sistem plug-in hybrid, îți arată exact cât ai condus în mod electric. Aici vezi că scrie 1348 de kilometri, da? E, acea valoare ne arată cât am mers fie în mod electric, fie recuperând energie electrică. Ceea ce mi se pare o chestie foarte tare, pentru că așa îți dai seama că, bă, stai puțin, e bine că am ales mașina aceasta, pentru că, uite, dacă am făcut 6.000 de kilometri și din ăștia 1.348 i-am făcut, să zicem, doar electric, păi înseamnă că deja, nu știu, 25% am mers pur electric, ceea ce pentru mine e bine sau nu e bine. Sau poate trebuie să mai îmbunătățesc sau trebuie să fac altceva. Aici e șmecheria la hibridele plug-in, că ele au sens atunci când mergi cu bateria încărcată. Exact. Exact. Și aici e tricky, că ok, poți să o încarci la birou, poți să o încarci în altă parte, dar trebuie să faci cumva, dacă tot îți iei un plug-in hybrid, să ai unde să o încarci, acasă, da, la birou, regulat. Deci, da, da. Tot, da, sensul e să aibă energie în baterie ca să îți contribuie la ce face motorul termic și să-ți scadă consumul de carburant altfel, fosil. Da. E mai eficientă decât una pur termic și atât. Exact, despre asta e vorba, adică trebuie să știi cum să folosești mașina. Și uite, estimarea mea n-a fost departe, pentru că valorile sunt 5400 de kilometri, între care 1300 electrici. Deci okay, cam pe acolo. Da, un 20%. Deci, poate chiar mai mult, da, un pic. Da, un 22% cam așa. Deci mi se pare tare chestia asta, mi se pare că poți să vezi exact, să contorizezi exact cât merge în modul electric, ca să știi dacă într-adevăr e bine pentru tine să ai o astfel de mașină. Bine, de obicei când faci chestia, deja te-ai cumpărat-o, de ce prea târziu, deja o ai cumpărat-o, ai dat banii pe ea. Și apropo de bani, asta nu este o mașină ieftină. Din ce am văzut pe fișă, acest plug-in hybrid pleacă de undeva de pe la 80.000 de euro sau 78.000 de euro. Parcă așa, parcă așa. Dar ce avem noi aici este 106.000 de euro. Da, da, da. Nu este o mașină ieftină, evident, dar este un X5 full cu piele, cum ar zice băieții care vând mașini la... Inclusiv cu trapă. Inclusiv cu trapă, da, avem și trapă. Practic nu mai ai ce să-i mai cere acestui model, acestei mașini. Și vă asigur că atât cât am mers astăzi, pentru că noi azi de dimineață am fost pe drumuri, doar că n-am apucat să filmez, abia acum filmez, pentru că, sincer, mi se pare mult mai... cum să zic eu, relevant pentru acest sistem plug-in hybrid să încep să conduci din oraș, în traficul ăsta nasol, pentru că asta, pentru asta e făcută mașina asta.
dar nu ca Vitara, pentru bine că... Bine, ați venit în tur, da? Da, exact. Apropo. Pentru că, spre deosebire de Vitara, mașina asta știe să meargă și la drum întins, vezi de asta, când ieșim un pic pe autostradă. Și pentru că ai toate valorile astea în mașina aceasta, na, e altă treabă. Normal, este o mașină scumpă, dar e alt nivel față de toate mașinile pe care noi le avem în acest test. Dacă rămân și ele cea mai scumpă mașină din acest test. Da. Poate Lexusul să fie pe locul 2. Da, dar e și din cea mai mare clasă, dacă pot să zic cea mai mare clasă, fiindcă mai avem un Lexus care ar fi sub. Da. Exact. Sub segmentul lui cam, X5. Cam cum ar fi cu X3-ul. Ceva de genul, da. Da, așa este. Bun. Acum, pentru că am făcut așa un pic cunoștință cu mașina, revenim când suntem un pic pe autostradă, pentru că o să avem și o bucată de autostradă și acolo o să vedem cum se descurcă și exact care sunt diferențele față de Vitara. Adică ce primești când pe lângă o Vitara îți mai cumperi încă 4. Nu-i așa? Asta exact, era calculul pe exact, care l-ai făcut. Da, da. Hai să vedem. Am 55 de km la oră, da? Piciorul la fund. Acum 80, 90, 100, 111, 117, 122, 130 și 5. Asta a fost. N-a durat mult, nu? Dar ce, v-a așteptat să dureze mult? Da, este o mașină de performanță. Sincer, îmi dă așa o impresie de muscle car. Adică, știi, mergi în linie dreaptă super repede, ok, în curbe, chiar dacă are suspensie pneumatică și adaptivă și când o pui în sport se întărește, are un pic de rulă pentru că are masă mare, na, nu putem să... E totuși un elefanțel. Da, e totuși un elefanțel, așa este. Dar atunci când ești în linie dreaptă și apeși pedala de accelerație și arăți să meargă doar înainte... Da, se ridică pe capotă, exact. Practic are un pic de tangaj. Exact, exact ca un muscle care se ridică, exact cum spui tu, de botul mașinii, așa, și e chiar interesant. Odată ce ești la viteză din aceasta constantă, hai să accelerez din nou până la 130, eram la 115, mă lasem cu vorba cu voi. Odată ce ești la viteza asta constantă de 130 de km pe oră pe autostradă, o chestie foarte interesantă se întâmplă și anume îți dai seama că nu e gălăgie. Pentru că geamurile sunt laminate, sunt sigur că și parbrizul este în acela acustic, care într-adevăr și el limitează zgomotul. Și îți dai seama că este o mașină atât de confortabilă încât îți vine să-ți iei familie, copii, tot ce mai ai și să mergi oriunde în lumea aceasta și să te bucuri de mașina ta care consumă puțin. Și apropo de consum, vrei să vedem un consum instant? Știu că nu are rost pentru mașina asta. Adică cine își cumpără mașina asta nu cred că va avea probleme de acest gen, dar... Vezi că prin țările cu apă caldă există orașe în care nu poți să intri... În mijlocul, în zone din centru sau foarte aglomerate sau istorice sau așa mai departe. Cu dieseluri sau cu mașini care nu au un număr de poluare. Da, poți să iei cu hibridă care poate să meargă și electric. Da, exact. Din păcate deci... nu văd aici un din asta un consum instant, dar ca idee, da, ai dreptate, așa este. Deci asta e genul de mașină cu care poți să faci astfel de chestii. Evident, pentru cine își permite. Dar e genul de mașină. Ideea e că mai degrabă, uite, vezi, dacă ai avea de ales între un diesel și acest sistem de propulsie, având în vedere că îți mai dă statul 5.000 de euro pentru că este plug-in hybrid. Da. Deci cumva să zicem că ajung la o paritate de bani, da? Să zicem că le ai pe ambele la 90.000 de euro. Hai, poate nu ți-ai așa super înaltă echipată cum este asta. 90.000 de euro, da? Asta sau un diesel, ce ai alege? Cred că ține de cât de mult aș avea treabă cu ea în oraș. Da. Fiindcă dacă aș face toată ziua navetă, copii, școală, birou și așa, da. Aș lua plug-in hybrid. Da. Și dacă aș avea unde să mă încarc în fiecare zi. Exact. Dacă nu, atunci diesel. Cred că aș merge pe diesel. Da, de acord cu tine. Poți că BMW are acum și mild hybrid ăsta pe 48V pe diesel, care cumva aduce un pic în zilele noastre motorul la diesel, 6 linie turbo și așa mai departe, dar i-a adus un pic în zilele noastre. Start-stop-ul, repornirea, practic după ce ai utilizat start-stop-ul, repornirea e foarte lină, nu hurducă e motorul. Da, da, se rafinează mult din, exact, din experiență. Exact. Dar vezi, mi se pare tare că cei de la BMW nu-și țin, cum zic englezii, toate ouăle într-un singur coș, știi? Nu mizează doar pe electrice, nu mizează doar pe hibride, nu mizează doar pe diesel, ci pe fiecare în parte încearcă să facă chestii cât de bine pot ei. Da. Și mi se pare că asta, adică, nu e ca și cum BMW, poate puțin, adică plug-in hybrid-ul acesta e super tare, ai autonomie super tare, dieselul super rafinat, electricele lor încep să devină din ce mai bune. Mi se pare că peste tot ei încearcă să exceleze și poate nu chiar excelează, dar sunt cu siguranță acolo în top 3 tot timpul.
Da, pentru mine e simplu. Faza e că suntem într-o perioadă de tranziție, nu neapărat noi, cât industria. Da. Și BMW sunt și alți producători care fac asta, efectiv vor să-și lase portițe deschise. Exact. Exact, exact, exact. E și o tatonare a terenului în același timp. Exact. Hai să vedem dacă oamenii resping sau nu ideea de plug-in hybrid, hai să vedem cum se vede asta în vânzări. Da. Dar cred că și o portiță lăsată deschisă în caz de ceva. În caz de ceva, exact, da. Și uite, apropo de portițe lăsate deschise, mi se pare foarte tare că ce face plug-in hybrid mai bine decât un diesel, pentru că de curând am condus un X6 cu motor diesel 3.0, deci cam aceeași chestie, cam aceeași masă de mașină, ca să zic așa. Aoleu, iar pornește muzica. Pornim muzica cu mâinile. Bine că n-avem manele. Exact, încă. Ce mi se pare mie tare la asta, apropo de portiță deschisă, portița de putere tot timpul e deschisă aici, pentru că și acum la viteză mare, la 110-120 la oră, dacă apeși un pic accelerația, imediat mașina te bagă în scaun, da, pentru că instant este electricul. Da. Și după aia începe ai să creeze motorul. Ai acolo tot timpul pusă, da, deoparte. Exact, exact, exact. Asta mi se pare tare. Vine instant din, da, din motorul electric. Exact, exact. Da, ce zic, e o mașină tare, ne așteptam să fie o mașină tare la banii ăștia, nu există îndoială. Cam asta pe ziua de azi, acum mergem să dormim la Teodora și nu este o cunoștință comună, ci este vorba despre hotel sau ce este? Teodora este un resort, resort de așa. Golf. Ok. De lângă Alba Iulia, în satul Teleac. Ok. Cu căsuțe, cu teren de golf, evident. Ok. Deci o să fie interesant. Stăm vă patru nopți acolo, de unde tot plecăm. În bucle, prin împrejurim. Dintre toate mașinile pe care le avem, cred că aceasta și Lexusul sunt cele mai potrivite acolo. Da, cam da. Nici cu Kia nu mi-ar fi. Adevărat? Rușine. Da, nu zic rău. Nu zic rău. Bun, deci, cam asta a fost pe ziua de azi. X5-ul a fost o plăcere. Mâine conducem Ford Kuga, dacă nu mă înșel. Ford Kuga. Da. Sunt curios și acolo, pentru că n-am condus Ford Kuga. E hibrid sau plug-in? E plug-in hybrid. E plug-in hybrid. N-am condus plug-in-ul de la Kuga, de la Ford. Vedem ce-o fi. Bun. Surprize, surprize. Exact, sper să fie plăcute. Ne auzim mâine. Salutare. Și în a patra zi? A patra zi și suntem la volanul lui Ford Kuga Plug-in Hybrid. O mașină care are doar tracțiune față. Da. O cutie CVT și o baterie ce acordă o autonomie, din ce estimăm noi așa, de aproximativ 55, să zicem, de kilometri în oraș, pur electric, evident, ai și motorul cu combustie internă. Dar ce ne-a uimit amândoi la mașina aceasta este că e destul de confortabilă și acum mergem pe un teren, ok, nu este off-road extrem, dar este un drum de țară cu drum pietruit, cu șanțuri făcute de apă pe aici pe acolo și este o mașină relativ confortabilă, nu crezi? E foarte confortabilă, da. Mai mult decât mă așteptam, sincer. Da. Mai mult decât asta, este și destul de bine lipită pe asfalt, pe viraje, fiindcă până aici am avut un drum așa care dacă era privit de sus, arăta ca un șarpe. Așa e. Și stă foarte bine, direcția te ajută destul de mult. Da, da, da. Dai seama ce e sub roți și... Comunică cu tine. Exact. Da, da, da. Viață, da. Mai pe scurt. Exact. Dinamic, e foarte interesantă mașina asta. Da, 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 da. Dar, din nou, am vorbit și în interiorul cu X5. Nu, a, nu, nu. A, ce? Cu energie în baterie. A, așa este, așa este. Când n-are energie în baterie, devine pur și simplu, bateria devine pur și simplu o chestie pe care o care în plus. Povară, da. Da, da, da. Dar voiam să revin un pic la interior, că de asta vorbisem. Ideea e așa, sunt sigur că există fani Ford printre voi și vă felicit. La un moment dat chiar îi spuneam și lui Tudor, mă gândeam că dacă în lumea asta ar fi să am un singur brand care să-mi placă și în brandul ăla să am orice tip de mașină, ar fi Ford.
pentru că la Ford ai orice, începând de la Ford Fiesta până la Ford GT. De la hatchback-ul mic de oraș până la supercarul, hipercarul, ce vrei tu, ai tot ce vrei în acest brand, în brandul camioane, Ford. Camioane dube, serios, deci ai tot ce vrei la Ford. Mi se pare incredibil chestia asta, cât de mult s-au extins ei în toate zonele și sincer pot să respect asta la un producător. În schimb, în ciuda acestui lucru, mi se pare că Ford, pentru a susține tot acest efort economic, trebuie pe aici, pe acolo, să taie niște costuri, ca să zicem așa. Ford Kuga nu mi se pare că are un interior rău, adică ca design arată bine, e simplu, e un simplu interior Ford, nu mi se pare nimic ieșit din comun. E simplu, dar nu simplist. Exact. Sau invers, simplist. Exact. În schimb, aici e un dâmb mai mare. În schimb, trebuie să recunosc că plasticele acestea tipice Ford, ia uite, astea parcă dau senzația că în timp nu vor rezista atât de bine. În rest, mașina e interesantă. Ai aici un display în fața ta, full, cum se numește, un ecran, da? Pe care ai tot instrumentarul. Nu este el cel mai customizabil din lume, dar e îndeajuns de mult încât să vezi acolo în mijloc ce ai nevoie. Există aici și o parte prin care putem sta navigația, iată. Ca să putem activa navigația, ar trebui să nu avem Android Auto pornit, dar noi acum avem Android Auto pornit, deci nu poate funcționa acum. Dar ca idee, e ușor de citit acest instrumentar și are și o rezoluție decentă, adică din nou o chestie în plus care îmi place. Volanul îmi place, nu e așa că adică e o plăcere așa să-l ții în mână, să ton cu felul în care se comportă mașina pe șosea. Da, adică da. E cărnos? Da, exact. Unde trebuie să ții mâna acolo în laterale, la două și la. Dar nu foarte gros, adică e exact cât trebuie, da, exact. Da, îmi place, da, foarte mult volanul acesta. Da. Și chiar abia aștept să ieșim pe asfalt ca să pot și eu să conduc mașina aceasta pe asfalt, cum ai condus-o tu. Dar ce mi se pare mie important pe partea aceasta, pentru că am mers pe zona aceasta cu drum de țară, este că mașina chiar e confortabilă. Da. Și dacă de aici încolo, pe asfalt, descoperim că are și o dinamică excelentă, atunci are acest caracter dual pe care foarte mulți îl vor căuta. Da, e, da, cel mai bun middle ground, exact. Exact, ai cei mai buni din două luni. Exact, ok, bun, revenim pe asfalt. Bun, acum suntem și pe asfalt, unde dezlănțuim 225 de cai putere la puntea față, 225 de cai putere combinat, da, și electric și motorul combustie internă. Motorul combustie internă care este un 2.5 în 4 cilindri, evident ajutat de o baterie ce angrenează motorul electric, o baterie de 14,4 kWh. După cum am spus noi mai devreme, din estimările noastre, bateria te-ar ajuta undeva la 55 de km în oraș, poate 50 dacă o calci mai mult, poate 60 dacă ești mai iertător cu accelerația. Oricum, cam asta este autonomia pe care o impune orice producător când vine vorba de un plug-in hybrid, 50 sau un pic peste 50 de km în oraș. Mai mult nu vrea nimeni, pentru că asta vrea producătorul, să mergi un pic să-ți faci treburile în oraș și apoi în fiecare seară să încarci mașina la tine în curte sau poate într-o parcare subterană unde tu ai o stație de încărcare. Deci e onestă mașina din punctul ăsta de vedere. Acum, să vorbim despre funcții și așa mai departe. Există aici un buton EV, evident, care este specific PHEV-ului. Dacă la apăs, poți să aleg așa, între normal operation, adică în mod normal mașina alege aia ce trebuie acolo, modul all electric driving, acum conducem pur electric, și acest mod în care mașina ne păstrează energia electrică pentru mai târziu. Eu acum o să las mașina în modul ei auto, deci suntem în normal operation și mașina va introduce ea în discuție motorul combustie internă când simte că e cazul. Acum, de exemplu, nu simte că e cazul. Nu-mi dau seama. Hai să lăsăm pe domnul să depășească așa. Acum ea n-a simțit că este cazul, deși mergeam cu o viteză de 60-70 de km la oră. Deci mașina face tot posibilul să mențină cât mai mult o viteză constantă cu bateria, ca tu să nu ai consum prea mare. Mă uitați-mă acum în computer de bord, acum consumul mediu e de 7,8. Și noi am mers destul de tare până mai devreme și n-am avut bateria încărcată. Deci dacă ai avea... Da, și am avut și autostradă cu 130-140. Exact, e uneori 150. Dar... Dar... Nu am văzut. Dar cert este că atunci când
dacă ai avea bateria încărcată, evident consumul este nul, este 1 litru la 100 de kilometri sau ceva de genul ăsta, și așa trebuie folosit un plug-in hybrid. Acum, pe lângă butonul de EV care controlează partea de sistem de propulsie hibrid, există și butonul acesta clasic pe care Ford îl pune, prin care putem seta caracterul mașinii, da? Și anume Eco, Sport, sunt foarte mișto animațiile, Slippery pentru zăpadă și așa mai departe, Snow and Sand Assist, asta e pentru când ești pe off-road și ți-alunecă SP-ul, Normal și Eco și din nou Sport. Hai să punem mașina în Sport puțin, deci noi acum avem și vreo 40% baterie, deci în Sport va și folosi bateria, dar în același timp o va și încărca. Și dacă, uite, e mai în față Lexus-ul, da? Avem 70 la oră. 100. 107. Mașina aceasta are un timp de 0% în 9,2 secunde, dacă nu mă înșel. Oricum, peste 9 secunde. Nu e cea mai rapidă chestie din lume. E destul de grea, mă uitați la masă, parcă o tonă 900, ceva de genul acesta. Da, așa. Aproape de 2 tone. Apropo de X5, m-am uitat acum pe fișa X5-ului. Știi cât are de fapt X5-ul? 2 tone jumate. Păi da. Eu estimasem la 2 tone 200, da. E 2 tone jumate. Și vezi, uite, Fordul, o chestie bună pe care o face pentru un plug-in hybrid, să fii la o tonă 900 nu e așa rău deloc. De obicei eu cam 2 tone. Da, vezi că X5 e un pic mai sus. Ignorând că e premium, în ierarhie X5 ar fi un pic mai sus. Clar, și bine, și ca putere, deci, și ca tot. Dar zic așa, că e destul de ușurică pentru un plug-in hybrid Kuga. Acum, pentru că suntem la viteză constantă, o chestie pe care o putem observa amândoi și am observat-o și când eram pe autostradă, mașina este bine insonorizată. Nu știu sigur dacă avem noi un pachet special aici, dar nu cred că e vreun pachet special, dar mașina este bine insonorizată. Da, mașina e, cred că echiparea este Line. Exact. Și nu cred că vine cu extra sonorizare, sincer. Nici cred eu că nu așa cred. Este pe Kuga. Parbrizul este cel încălzit, dar nu știu sigur dacă e încălzit și este și laminat sau mai știu eu ce. Cert este că mașina este silențioasă. Da, și pe autostradă poți să porți o conversație. Exact. Leger, s-a spus și muzică fără să dai la maxim. Și rătur de vânt și alte. Și apropo de muzică, zi-mi tu de sistem audio. Sistem audio nu e vreo marcă, da. E sistem audio standard pe care... Bine, acolo scrie B&O, dar... Deci atunci înseamnă că e B&O, uite. Da. Scrie B&O acolo pe subwooferul ăla. Ok, deci e B&O, dar doar pe acela scrie. Da, pe ideea e că scrie. Se aude foarte bine. Da. E un sunet foarte echilibrat, clar. Da. Nici prea mult bas, nici prea puțin. Așa e. Se aude bine cam orice piesă ai ascultat. Așa e. Pe mancheta spate există loc. Zi-mi, te rog, dacă e vreun tunel acolo pe mijloc. Ia să vedem. Să pun cu una. Ia vezi. Un pic. Este ceva. Un 5 cm maxim. Ah, ok. Asta e super bine. Pentru că de obicei cam așa fac și japonezii, gen Toyota RAV4. Mașina aceasta în varianta ei ne-plug-in hybrid avea sistemul de propulsie, dacă nu mă înșel, de la Toyota RAV4. Și dacă cumva cei de la Ford au împrumutat șasiul, e bine, pentru că Toyota RAV4 nu, la fel, nu are un dâmp foarte mare acolo pe mijlocul potelei, pe bacheta spate. Ceea ce e o chestie bună. Portbagajul, 411 litri spațiu de stocare. Cred că s-a furat un pic de spațiu la portbagaj aici. 411 litri, când vezi mașina asta mare, parcă te faci un pic așa să te îndoiești, dar vă asigur că deschiderea este foarte largă, așa că e ușor să introduci chestii voluminoase, nu trebuie să le faci cumva ca să intri acolo. Asta îmi place. Și acum ce să vă mai zic, este o mașină, mi-ar fi plăcut să fie tracțiune integrală, sincer. Mi-ar fi plăcut să aibă puntea spate electrică și puntea față cu combustie internă. Cred că așa ai fi simțit, pentru că acum când accelerezi de la o viteză constantă și brusc înțepe accelerația, așa, inițial intră motorul electric care îți dă cuplu instant, după care intră motorul termic, dar bine, acum suntem și în modul sport și evident că intră mai repede, succesiunea aceasta este mult mai rapidă, dar simți cum ești tras în față, pe când dacă ar fi fost puntea spate electrică, ai fi simțit cum ai fi fost împins în față. Și e o senzație plăcută, mai ales pentru, dacă ne plac mașinile, e o senzație plăcută. Ca materiale așa la interior, vă spuneam și mai devreme, mi-mi plac scaunele, mi se par super confortabile aceste scaune, doar că într-adevăr plasticul tipic Ford pe aici pe acolo, care scârție un pic așa,
poate acesta să fie un pic deranjant, dar eu știu posesori de Ford Kuga, nu această generație, ci generația dinainte, care mi se pare mai frumoasă, apropo, acum nu știu, fiecare e subiectiv. Da, gusturile... Da, nu se discută, așa e, dar știu pe cineva care are generația anterioară, 2.0 TDCi 4x4 automată, ca la carte mașina, și mers mult cu ea prin oraș, adică nu a fost iertată, a fost destul de stresată, n-a avut nicio problemă. Luată de nouă, din 2014, dacă nu mă înșel. Da, bine, noi nu prea putem să vorbim de fiabilitate și alte chestii când vine vorba de asta, de mașina exact, asta. Exact, pentru că e complet alt sistem de propulsie, e altă... Și oricum nu ai timp să o exploatezi, adică exact. Poți să afli de la alții sau să citești undeva pe forum să-ți faci documentarea, acum despre asta în câteva zile... Da. Merge tot ok. Da, exact. Atât putem să vă spunem. Nimic. Atât putem să vă spunem. Merge cum ar trebui să meargă. Da. Bun. Noi acum o să ajungem la cetatea Alba Iulia, unde vom filma un pic mașinile pe acolo, vom face un photo session. Cam asta este cu Ford Kuga plug-in hybrid. Practic, mâine revenim cu, nu știu în ce mașină suntem. Nici eu nu știu acum. Stai să mă gândesc dacă nu îmi vine în cap. Nu o să fie Lexus-ul. Honda HR-V. Honda HR-V. Mie îmi place mult Honda HR-V. Deși este o mașină relativ leneșă așa. Mie îmi place. Ei, stai să ajungem acolo. Lasă ușor. Mie place mult ca design, în primul rând, deci HR-V mi se pare super frumos. Îmi place mult tare. Însă, vorba ta. Nu mai zic mai multe. Mâine o să discutăm despre HR-V. Deocamdată, așa ca un sinopsis despre Ford Kuga plug-in hybrid, o mașină confortabilă, o mașină cu o dinamică normală pentru un SUV, poate un pic peste medie. Bunicică, da. Da, adică ok, există ruliu, dar cum să zic eu, nu te simți în nesiguranță. Și nu e exagerat. Da, și nu e exagerat. Deci o mașină adecvată acestei clase, cu ce cred eu că vine în plus sau cu ce se remarcă, ca să zic așa, mașina aceasta în clasă, cred că e fix această insonorizare, care mi se pare că îți creează așa o bulă de liniște. Și mai ales dacă mergi în modul electric în oraș, să zicem, când ești tu cu ale tale în cap așa și stai în trafic și în jurul tău se înjură taximetriștii, cred că o să fii mult mai relaxat. Și asta cred că contează mai mult sănătatea mentală decât mai știu eu ce altceva. Bun, deci cam asta e treaba cu Ford Kuga plug-in hybrid. După cum spuneam, revenim mâine. Cam atât. Da. La revedere. Salutare. Astăzi suntem în Honda HR-V, o mașină pentru care eu am făcut un clip foarte interesant, vă invit să-l vedeți, am comparat-o cu un model mai vechi și acum am 60 de km la oră, intru pe autostradă, 68, n-am acceleratare, ca să o lăsăm la 60 și de la 60 să accelerăm aici mai tare, 60, gaz acum! Da, dura ceva, dar am ajuns acolo. Honda HR-V, o mașină cu sistem de propulsie hibrid. Mașina aceasta are un motor cu combustie internă de 1,5 litri. Doar că acest motor cu combustie internă de obicei nu face el tot greul. 253 Nm cuplu puși pe asfalt, foarte repede, de motorul electric, de sistemul electric al acestei mașini, da? Pentru că da, este un hibrid. Nu un plug-in hybrid, ci un hibrid clasic cu auto-încărcare. Cele două sisteme, 131 de cai putere, dacă nu mă înșel, creează motorul electric și 107 motorul termic. După cum vă spuneam, 1.5 benzină. Asta se află acolo în față, pe lângă motorul electric.
retransmisă direct la puntea față și doar la puntea față printr-o cutie ECVT, ceea ce înseamnă că de aceea ați auzit mașina turându-se și rămâne de acolo sus în turație, pentru că da, așa acționează un CVT sau un ECVT. Pur și simplu mașina se turează și rămâne acolo în banda de putere, așteptând ca tu să iei piciorul de pe accelerație la un moment dat. Ce știe bine să facă această mașină și de ce mi-a plăcut mie atât de mult? În primul și în primul rând, pentru că sunt mulți care aleg mașini cu sufletul, ca să zic așa, este frumoasă. Mi se pare o mașină extrem de arătoasă. HRV-ul mi se pare că e așa o apariție specială, nu doar în acest segment, ci per total în lumea auto. Dar lăsând la parte partea asta cu frumusețea, pentru că știți cum e, e ca atunci când, nu știu, ești cu o fată, ok, frumusețea e bună, dar e trecătoare. Ce se întâmplă după ce te plictisești de frumusețea acestei mașini? E bine, nu cred că vei fi dezamăgit, pentru că este o mașină practică, ajung și la consum, dar vreau să vă spun așa, în primul și în primul rând, ce se întâmplă pe bancheta spate. E mult loc acolo, mult, e adecvat, unde ai ajuns de mult loc acolo, dar nu există un tunel pe mijlocul podelei, deci e o înălțătură relativ mică acolo pe mijloc, unul la mână, dar doi la mână, Honda Magic Seats. Dacă n-ați experimentat vreodată Honda Magic Seats, vă invit să mergeți într-un showroom, mai ales dacă aveți câini. Dacă aveți câini de talie mai mare, din aceia care nu pot să stea pe pernele, pe canapelele din mașină, ca să zic așa, pe banchetă, atunci veți vrea să puneți acei câini pe jos. Doar că ei nu vor sta pe jos, ci vor urca la un dat pe bacheta spate sau cine știe ce vor face. E, pentru a rezolva această problemă, Honda Magic Seats te ajută super ușor. Ai ridicat, ai rabatat șezutul foarte repede, l-ai lipit de spătar și astfel cățelul poate să stea acolo de desubt. Are loc. Mașina aceasta are și niște preșuri foarte mari de cauciuc care se pot cu ușurință da la o parte și scutura sau spăla la jetoane sau oriunde vrei să le speli. Așa că mașina e foarte practică, din nou, pentru posesorii de câine. Știu că sună ca o chestie super nișată, dar sunt mulți oameni care doresc o astfel de mașină, care sunt posesori de câini, pentru că asta vrea Honda. Aici vrea Honda să vândă această mașină către tinerii care au un stil de viață un pic mai activ, să zicem. Ce înseamnă asta cu activ? Pentru că auzim acest marketing mumbo-jumbo într-una. Înseamnă că poate ești genul de om care în weekend vrea să meargă la munte. Poate stai într-o zonă ca aceasta. Poate că ești de aici, din Sibiu, Sebeș, Alba Iulia. Poate că ești de prin această zonă și în fiecare weekend ție îți place să mergi, nu știu, în mărginimea Sibiului sau unde vrei tu, oriunde altdeva pe aici prin munții aceștia. Mergi să te relaxezi, tu, soția, prietena, concubina, concubinul, partenera, orice ar fi, și animalul vostru de companie. Sunteți tineri, aveți, să zicem, între 25 și poate 40 de ani, cam așa, și plecați la drum cu Honda HR-V. Ei bine, da, e mașina perfectă. Poate că nici nu ești așa avid după viteză, ați văzut mai devreme accelerația mașinii. Iată, există și modul de condus, pot să o pun acum în modul sport. Și ia să vedem, n-am cum să încetinesc acum până la 60 la oră, sau poate că am, să nu deranjez pe nimeni pe autostradă, n-am pe nimeni în jurul meu. Așa, acum am chiar 55, picior la fund acum. 90, 100, 110, 220, 130. Nu e mai rapid în modul sport, dar răspunde un pic mai repede inițial. Atunci când pui prima oară, pe prima parte a cursei pedalei de accelerație. Deci, în niciun caz nu este o mașină pentru avizii de viteză, dar pentru cei pe care vi-am descris mai devreme, nu doar că este o mașină frumoasă, este o mașină ideală. Îmi place că Honda a evoluat foarte mult interiorul în ultima vreme, pentru că japonezii, în ciuda faptului că au avut tot timpul mașini, au creat tot timpul mașini fiabile, cu o manevrabilitate excelentă, deși ei sunt, să zic așa, destul de tătici când vine vorba de tracțiune față, pe lângă toate aceste chestii, acum au adus la același nivel și interiorul. Mi s-a părut că în ultima vreme, în ultimii, nu știu, 5 ani cam așa, au fost un pic cam jos cu interiorul. Revoluția interiorului a început cu Civicul nou, nu mă refer cu acesta, ci cu generația pe care eu am conduit de vreo 3 ori. Am un review la 1.5 Turbo 180 de cai și 2 sau 3 review-uri la Civic Type R. Îmi place foarte mult Type R-ul și de fiecare dată când am ocazia, mă urc într-un Type R și mă dau jos 3 zile mai târziu. Deci, lăsând la o parte aceste chestii pe care Honda le făcea foarte bine, acum au început să aducă și mai multă calitate la interior și îmi place mult chestia asta. Vedeți, aici mașina are Android Auto,
prin cablu. Nu știu sigur dacă este și wireless, dar cred că este și wireless. Sau va veni în curând update-ul de wireless. Nu mai țin de exact din nou. Va trebui să mergeți să vedeți review-ul meu la mașina aceasta, pentru că eu conduc destul de multe mașini și mai uit așa mici detalii. Deci vă rog să mergeți acolo să vedeți dacă vă interesează într-adevăr acest lucru. Cert este că acum pe autostradă, vedeți, fim la 130 de km la oră. Vedeți, acum când ești la viteză înaltă, accelerezi utilizând motorul combustie internă. Când ești în oraș, vei accelera mai mult utilizând motorul electric. Vă explic imediat de ce. Acum suntem la 125. Să știți că nu e foarte gălăgioasă. Nu este o mașină foarte gălăgioasă, poate doar un pic, dar nu, nici măcar. Nu este o mașină gălăgioasă. Încercam să vă explic cum funcționează acest sistem hibrid. Ei bine, mașina aceasta utilizează motorul termic mai mult pentru a alimenta bateria sistemului electric decât pentru a se propulsa. Motorul acesta termic e utilizat, după cum ați văzut mai devreme, atunci când faci accelerații la viteză înaltă. Și chiar și atunci, după ce nu mai accelerezi și vrei să menții o viteză constantă, motorul termic e destul de în hibernare, așa. Tot cel electric e cel care face treaba grea, ca să zic așa. Și îmi place lucrul acesta pentru că este un sistem ce îți asigură un consum de carburant bun. Ca idee, mai devreme noi am urcat până la Păltiniș. Vă dați seama că mașina a stat în mare parte în limita turometrului, pentru că eram pe urcare, nu e cea mai rapidă mașină din lume, trebuie să accelerezi constant dacă vrei să te și distrezi un pic. Pentru că, vă zic sincer, când ți-a condus mașina pe urcare, ne-am și distrat puțin. Șasiul acesta este unul ascultător cu un ruliu bine ținut în șah, astfel că am profitat de asta. Și făcând acest lucru, evident, mașina, deci accelerând mult, consumul a crescut mult. Și când zic mult, era 6,8 ultima oară când m-am uitat în borda. Acum este 6,3 pentru că am fost pe coborâre și am mers pe autostradă și vă garantez că ar mai scădea din nou. Nu mai știu exact care e consumul real al acestei mașini în mediul urban, dar cu siguranță am spus acest lucru și în review-ul meu de la această mașină, o mașină care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Deci la asta te ajută modul acesta în care au gândit ei sistemul de propulsie. Faptul că motorul termic mai mult alimentează bateria sistemului electric, părții electrice, decât să utilizeze carburantul pentru a pune în mișcare mașina. Bun. În spate aici vedeți două padele. De ce sunt ele aici? Pentru că mașina aceasta este unul dintre acele puține hibride care îți permite să controlezi regenerarea, frânarea regenerativă din padele. Asta înseamnă că aici pot să dau de padela aceasta în dreapta și acum dacă iau piciorul de pe accelerație, mașina alunecă frumos înainte, sau trag deci în stânga, deja se activează o frânare regenerativă care încetinește mult mai mult mașina. Îmi place foarte mult acest lucru și vă garantez că dacă veți ajunge să mergeți cu această mașină, o să folosiți acest sistem. E un sistem pe care îl vedem cel mai des la mașini electrice, pentru că acolo e nevoie de o manageriere mai bună a regenerării. Vrei să te asiguri că regenerezi cât mai mult, cât mai bine tot timpul, mai ales dacă ești pe coborâre, pentru că dacă ai rămâne cu mașina electrică în drum, e bine, la revedere, ai rămas acolo. Pe când aici nu este cazul, dar, pentru că poți pune benzină și ai plecat, dar chiar și așa, japonezii îți oferă aceste padele în spatele volanului și cred eu că o fac și pentru că Honda tot timpul a avut această, cum să zic eu, acest ADN de motorsport. Tot timpul când a putut, câte un pic așa, a presărat un pic de motorsport peste tot, chiar și peste mașinile cele mai simple, cele mai plictisitoare de la Honda, există un pic de motorsport presărat pe aici pe acolo și îmi place acest lucru. Fie că este vorba de o coloană de direcție destul de precisă, nu e cazul aici, asta e o coloană destul de vagă, dar pe Civic, de exemplu, este o coloană de direcție foarte interesantă, super precisă, care îți oferă un sentiment plăcut al condusului. Ei bine, aici partea de motorsport e reprezentată de aceste padele, care, sincer, îți oferă așa o plăcere când le folosești, chiar dacă nu le utilizezi la fel cum le utilizează o Honda NSX, da? Din aceasta nouă, adică nu tragi de padelă și ai 0-103 secunde, totuși, cumva te simți inclus în procesul condusului, ca să zic așa. Nu e pur și simplu o mașină pe care o pui în drive și adormi la volan mergând zeci de kilometri unde ai nevoie. Și îmi place acest lucru, îmi place că ești inclus în procesul condusului. Nu mulți producători mai fac asta în zilele noastre, mai ales când parcă toată lumea auto se îndreaptă către
condus autonom. Bun, deci cam asta e treaba cu Honda HR-V. Din punctul meu de vedere, un crossover super bine gândit. Dacă vrei să mergi la mare, la munte, dacă ai nevoie să-l folosești în mare parte în oraș. O gardă la sol de peste 180 de mm, nu mai știu exact dacă 184 sau 188, undeva între 18 și 19 cm gardă la sol, ceea ce nu este rău deloc, având în vedere că, de exemplu, un Duster are o gardă la sol de 20 cm. Deci nu e foarte departe HR-V-ul. Din nou, nu e cu tracțiune integrală, dar să știți că de multe ori n-avem nevoie de tracțiune integrală, doar că suntem, ca să zic așa, producătorii auto ne-au făcut să gândim că avem nevoie de tracțiune integrală tot timpul, pentru că cine știe când ne prinde viscolul cel mare. Nu ne mai prinde, relaxați-vă, suntem în mai și azi au fost peste 30 de grade, deci e ok, nu ne mai prinde niciun viscol niciodată. Bun, cam asta a fost treaba cu Honda HR-V. Din nou, o mașină care mie îmi place foarte mult. Mâine schimbăm mașina, evident, și ne auzim. Ne auzim mâine. Pentru că astăzi avem o zi liberă și nu conducem, mașinile sunt parcate acolo, vom merge să învățăm să jucăm golf. Dar înainte să facem chestia asta, vreau să vă arăt o chestie. Cum sunt parcate mașinile aici, în clubul de golf, se pare că pe partea dreaptă sunt mașinile celor care joacă golf, facem un pic de car spotting aici, și pe partea stângă sunt mașinile celor care fac caddy pentru ei. Iată ce mașină au domnii care joacă golf. U745LE, un 911, un Bentley, și iată ce mașină au cei care fac caddy. Nici ei nu duc rău. Frumos, mai venim la golf. Bun, nu putem să ne limităm doar aici. Maserati, S-Class, niște Range-uri corecte. Hai să învățăm să jucăm un golf. Și o Tesla și un G-Class. E bine, e bun, poți să faci car spotting la golf lejer. Ce trebuie să fac aici? S-a dus minge la sfârșit. Dar până atunci? Pe fază, da? Așa. Dar stai că trebuie să vină așa. Deci eu trebuie să am tot timpul un om care între picioarele căruia țin... Până mai taci. Nu, dar nu e bine că s-au încălcat de cele astea aici, așa trebuie să fie. El așa conduce și vorbește și... Hai mă, dă-te! Da. E bine, e praf, nu? Gata, aici e bine. Hai să vezi că unul deschide și stația. Băi, da, mă! E praf, a fost. Da. Ce unde e de-a fost? Acolo, post, 25 de metri. Hai, dă-mi, 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 așa. Așa. E diesel. Unde? Înschiță la maxima, atâta pot. Da, e mică mâna. Așa, acum. Și acum ce fac? Iar nu-ți mușchi. Iar un timp asta? E ce că-i mușchi, dar... Păi la ce să mă uit? La ce să mă uit? Doamne, cât e! Deci, mi-am dat seama că golful este un sport la care nu cred că aș fi extrem de performant. Iată, cam așa dau și eu, să vedem o... Ca toate cilele. Aceasta este răutate prin noi. Stai să vedem, stai să vedem o... Ia. Un sport la care nu mă pricep. Da, exact. Foarte bine. Măcar... Foarte bine, e foarte bine. Și tributaci... La angajat și zice, uite bă, nu spate mâinile pentru că bătăturile astea. Da, domnule. Dar nu, că ar trebui să avem și mânuși, asta e problema, n-avem mânuși, n-avem condiții aici. Nu e... N-avem biciclete, n-avem mânuși. Da. Atât de bun am fost la golf, încât am dat toate mingile astea la 100-200 și am fost premiat să strâng mingile. S-a luat petecul de iarbă. Ia uite. Zici că suntem, căutăm ouă de Paști. Am ajuns și în antepenultima zi a acestui tur și suntem la volanul lui Kia Sportage, o mașină care a fost foarte bine primită de piața românească. Nu știu dacă ai văzut, dar începând de la BGS și până la clienții privați, toată lumea cumpără mașina asta într-una. Păi, cum BGS avea Kia
Poti, și înainte. Înainte. Acest video nu este sponsorizat de Kia. Sau de Kia Sportage, sau de Kia România. Da. Ce facem noi aici este că suntem pe drum, pe autostradă, suntem pe A3, avem de mers vreo 30 de kilometri și pentru că toți suntem aici, am zis că este o ocazie bună să vorbim despre Sportage. Sportage cu care acum mergem cu 130 de kilometri la oră și nu e foarte călăgioasă. Un pic de șuie. Exact, un pic de la obis de aici. Dar cam atât, adică nu trebuie să ridicăm foarte mult vocea ca să purtăm o conversație. Și asta este încă un motiv pentru care Sportage-ul cred că este o mașină super cumpărată. Este o mașină confortabilă, este o mașină care nici nu are un consum foarte mare pentru gabaritul ei. Și acum că tot vorbim de sistem de propulsie, zi-mi tu, 1.6 benzină și practic un sistem de propulsie hibrid, nu? Da, un motor, motor electric. Da. 60 de cai putere, motor electric și 264 Nm. Ok. În total 230 de cai și 350 Nm. E menționat că nu se adună. Da, cele două valori. Demanda e o ecuație mai complicată. Exact. Care la final dă valoarea finală a sistemului. Exact. Mașina noastră este tracțiune față, 4x2, nu este tracțiune integrală, dar n-ar trebui să vă sperie lucrul acesta. Zi-mi, te rog, pentru că acolo trebuie să ai tu și ce masă are, ia să zicem, vreo tonă, 700? Ia zic cât zici, masă proprie. Deci eu zic așa, undeva la o tonă, hai zic așa, ca să fiu între, da. 1650. 1682. Nu cred! Vă jur că nu m-am uitat pe fișe. E ușurică. E ușurică. E ușurică. Pentru, bine, pentru zilele noastre, pentru ce înseamnă un SUV, pentru ce înseamnă un sistem de propulsie hibrid, nu e rău deloc. Bine, ok, nu o cumpărăm cu un Lotus sau altceva, dar e da, pentru exact. Contextul actual e ușor. Exact, exact. Și uite o chestie interesantă pe care am observat-o și eu când am condus această mașină, pentru că eu am și un review pe canal despre această mașină, vă invit să mergeți să-l vedeți. E foarte confortabilă. Și vorbesc aici de și în oraș și la drum întins. Ok, la drum întins contează insonorizarea, am stabilit că este cel puțin un pic peste media clasei, dar în oraș se pare că și suspensia e foarte bine gândită și nu, adică să zicem așa, linia de tramvai unde lumea încetinește și merge cu dreapta întâi sau a doua, tu poți să treci un pic mai repede pe acolo. Da. Fără să te simți zgâlțit. Dacă mai ai cele mai mari jante, da. E... Exact, exact. Și asta e foarte important. Așa este. Acum, ce știe să mai facă bine mașina asta? Spațioasă. Asta îmi place foarte mult. Și cred că din nou, ăsta e încă un motiv pentru care lumea o cumpără. Acolo în spate sigur este loc pentru 3 pasageri fără problemă. Nu mai știu sigur dacă e tunel aici. E, dar nu e foarte mult. E cam atât. Okay, e decent. Din nou, noi avem și 4x2, dar pe acest șasiu se pune și 4x4. Deci tunelul trebuie să fie pentru eventualitatea în care tu alegi 4x4. Da, bine, de menționat, poate nu mai. Poate nu trebuie să zicem, dar spunem. Da? Tunelul contează în momentul în care vezi pur în al treilea om în spate. Exact, exact. Că oricum o mașină nu te sui ca în autobuz, fiindcă are uși pe ambele părți. Exact. Și din că am mai auzit oameni că se plâng că da, nu putem ca lumea mașină, fiindcă are tunelul în spate. Nu, 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 ăsta e motivul pentru care vorbim de tunel. Nu e autobuz. Da, nu e autobuz, nu, nu, nu. Motivul pentru care noi vorbim de tunel este că atunci când cel ce stă pe mijloc stă cu picioarele, evident, pe podea. Nu stai cu picioarele în bărbie, cu genunchi în bărbie. Exact, exact. Sau super crăcănate, sau nu știu cum mai știu eu ce. Așa este. Portbagaj, pentru că are un portbagaj măricel. Ia, lasă-mă să estimez și pe asta. 500? 587. 587? Da. Dar cât crezi că ai cu bancheta spate rabatată complet? Nu știu, hai, stai, stai, stai. Dacă tot ești pe ghicete, ok, ok, bine, 1600. 1776. Mamă, cicat, aici eram. Aici eram. Acolo, da. Da, este o mașină super spațioasă, despre asta este vorba. Dar hai să vorbim un pic și de tehnologie, pentru că ce mi se pare mie, de ce crede că lumea cumpără această mașină? Cât este? Zim de preț aici, o să zic, eu o să zic 37.000, zim tu. Deci asta e un GT Line. Da. Asta înseamnă că pleacă în versiunea hibridă, da. 1.6 și motor electric, de la 39.020 euro. Deci ce am noi e 40 și... 43.254, mașina deci, asta. Deci când am zis 37 am fost mult prea... Da, am uitat că e hibrid, așa e. Ok, bun. Cu 37 poți să-ți iei, uite, dacă tu ai zis, da? 37.819 sau 36.272, da? Ți-ai diesel 1.6 mild hybrid. Ah, ok, care nu-i sistem rău? Cu automată 7 și 100... 136 de cai. 136? Da. Asta sună dubios de puțin. Iar de, da, dar deci dacă vrei cu osmotic și față, e 36272, dacă da. Vrei și integrală, integrală e 37819.
ok. Am două cu ATR, un 7, okay. Diesel, mild hybrid. Da, cam puțin cai, dar sigur e cuplu destul de mult și... Da, că ai pus tot la acolo un pic. Exact, da. Exact. Oricum. Nu știu, n-am condus, nu știu cum este, sincer nu să știu. Da, dar aici e bine și aici voiam să ajung că... De ce cred eu că foarte mulți se cumpără această mașină? Pentru că e super multă tehnologie care te ajută și vreau să vorbesc un pic aici despre... Lăsând la o parte că noi avem Android Auto aici, după cum vedeți, super la îndemână. Nu e cât tot ecranul pe toată lățimea, dar este îndeajuns de mare încât să vezi cu ușurință harta acolo, cum avem noi. Îmi place instrumentarul și îmi place că... Asta e o chestie simplă pe care Kia o face, la fel și Hyundai. Dacă se analizez stânga acum, mașina mi arată ce se întâmplă în stânga spate, utilizând camera ce se află în oglinda retrovizoare. Asta e o chestie super tare, la fel și când fac dreapta, mașina mi arată aceeași chestie. Mi se pare o chestie super tare, cum să zic, un lucru atât de simplu, dar care mi se pare că te ajută foarte mult. Că uneori, poate că... Știi că ne uităm la tot felul de clipuri din astea pe internet în care oamenii se bagă pe bandă, nu sunt atenți sau mai știu ce. Mi se pare că ok, bun, dacă tu alegi să nu te uiți în oglindă pentru că ești obosit, pentru că nu-ți pasă, din vari motive, da? Când semnalizezi și vezi că se schimbă ceva acolo, vizibil, mult, în instrumentar, domnule, n-ai cum să nu fii atent. Da, da, da. Adică ți atrage atenția, ok, nu neapărat că te uiți acolo în loc să te uiți în oglindă, dar te face atent. Măcar să-ți aduci aminte că trebuia să te asiguri. Da, e suficient să ai coada ochiului acolo în vederea exact. Periferică și... Exact, exact. Cumva încă el îți declanșează, asta e că trebuie să fii atent și la asta. Exact, exact. Asta mi se pare super tare. Acum, modul acesta de control aici al climatizării, de fapt e cu dual purpose, e climatizare, dar și pentru controlele acestea, scurtături către funcțiile principale ale sistemului de infotainment, da, vedeți aici hartă, navigație, evident, media, radio și așa mai departe. Mie mi se pare interesantă chestia asta, un singur lucru aș vrea ca să fie perfect pentru mine toată chestia asta, butonul acesta prin care faci switch-ul între cele două tipuri de control, aș fi vrut să fie fizic. Asta e tot. De acord, da. Ca să poți faci switch-ul foarte ușor, pentru că, de exemplu, acum, da, noi avem pe partea de media, da? Deci acum acest buton controlează volumul. Ok, acum vreau să, ca să controlez climatizarea, ar trebui să schimb pe climatizare și acum controlează volumul. Dacă butonul acesta era fizic, mi-era mult mai ușor să fac schimbul ăsta, nici măcar nu era nevoie să cobor privirea. Pe când așa, ești nevoit să cobori privirea. Oricum ar fi o chestie mică, e pur și simplu așa, o sugestie. În rest, mi se pare foarte tare cum au înglobat chestia asta cu ecranul aici, e ușor de văzut, fie că e lumina puternică, fie că nu e. Îmi place chestia aceasta. Acum, că tot avem un pic de liber în spate, ce zici să punem un pic o fână până la 60, cam așa, și să vedem dacă putem să facem o accelerație mai sănătoasă. Ce, de cât e bateria? 1,5 kW, dacă nu mă înșel? 1,5 kW brut. Ok. Deci net e un pic mai... Mai puțin, da. 1,4. Mai puțin, 60, 3, 2 și... Pior la fund. 80, 90, 100, 110, 120, 130. A avut un moment în care efectiv a stat să gândească, pentru că nu e pus în sport mașina. A avut un moment în care a stat, a gândit, și după care accelerația super lină. Adică asta îmi place că îți dă cumva încredere la accelerație după ce mașina a gândit ce trebuie să facă. Din nou, mașina e în modul normal. Avem modul de condus aici, drive mode, sport, și la sport chiar se înțeapă într-un fel mașina aceasta, chiar prinde un zvâc așa, mai ales când ești în viteză de la, nu știu, 80-90 până pe la 130. Deci cam acolo unde faci depășirile, te ajută treaba asta cu drive modul. Acum, na, probabil că dacă ții mașina aceasta, îți vei face cumva un, cum să zic eu, un gest reflex, știi? Ok, vreau să depășesc, ba, up, și gata, mașina a plecat. Sau dai o treaptă în jos din padele, pentru că există și padele, ce-s padele volanului, am o pe din nou în eco și gata, ai făcut depășirea fără să-ți bați capul. Cert este că, deși 1.6 sună puțin, pe caroseria asta mare, nu vă faceți griji, este ajutat de motorul electric, cuplul electric este instant, după care intervine și motorul cu combustie internă și accelerația este super lină și îmi place acest lucru. Și o altă chestie pe care am mai observat-o, și de multe ori la hibride, mi se pare că unele hibride ratează punctul de vedere, să zicem că ești cu accelerația undeva, cum să zic eu, între punctul de decuplare dintre electric și termic, știi? Și când ești acolo cu accelerația, când mașina încă nu știe exact ce să aleagă, băi, să mergem doar pe electric sau și pe termic sau așa, mi se pare că trecerea se face destul de lin în mașina asta. Da, ok, nu, și nici nu intervine termic foarte vizibil. Exact, exact. Comod, dintr-o dată vibrații. Exact, exact, adică nu e ca un CVT, știi, e care... E bine gândilat
ventilată conexiunea dintre termic și da. Și cum jonglează ele când vine vorba de a... Exact, fie puterea uneia, fie, da. Și se pare că treaba asta contribuie și mai mult la partea asta cu confortul, pentru că despre asta e vorba, nu te zmucește mașina, nu, da, nimic. Normal, și din nou, înțeleg de ce mașina aceasta este cumpărată. Ia, dar acum, hai să folosim un pic acest, cum îi zice, pilot automat. Acum, deci eu doar aceleram ca idee, pentru că poți să folosești pilotul automat doar să accelerezi și mașina să țină banda, dar poți să pui și să fie pilot automat complet, hai să văd unde era. Era aici. Nu? Aici. Așa, gata. Îi setezi o viteză. Și acum mașina va lua și curba, atenție, fără să fie nevoită să depășească banda. Va păstra și distanța față de mașina din față. Mă va și anunța din când în când, keep hands on steering wheel. Toate astea pe autostradă, mai ales cum facem noi drumuri acestea de sute de kilometri. Super tare, uite cum mașina a cerinit. Stăm după domnul, ia să vedem dacă ies din spatele lui. Ce se întâmplă? Va urca până la viteza setată. Da, urcă. Nu apăs pe nimic. Mașina urcă la viteza setată, dar încet, într-adevăr. Nu mă smucește, din nou, chestie bună. Intrăm din nou pe banda noastră de circulație. Și ia să vedem dacă revine și... Când se înverzește volanul acolo, ar trebui să... Uite, s-a înverzit volanul. Și acum trebuie să ia curba singură, ia uite. Frumos. Și e o curbă evidentă în față, adică nu e ca și cum... Și eu nu fac nimic. Și mergem cu viteză constantă. Acum înțeleg de ce, și de fapt acum, de când am condus mașina aceasta, am înțeles de ce lumea își cumpără această mașină. Ai tehnologie, ai spațiu, ai un consum decent. Deci acum suntem la 130 la oră, da? Consumul mediu este de 7,7. Hai să vedem cum văd instantul, nu mai țin minte exact... Cum ajung la un instant aici, dar cred că este 6, cam așa. Avan, uite la aici jos, acum suntem pe urcare și este cam, da, 10-15, într-adevăr, suntem pe urcare. Dar mediul... 6-8 pe ultimii 1230 de km, 6-8 și cheia 10-5-5. Deci, și noi am mers foarte mult la drum întins, unde un hibrid este mai puțin eficient, da, pentru că utilizează mai mult motorul cu combustie internă. Deci da, înțeleg de ce lumea își cumpără această mașină și sunt de acord. Nu știu, sunt de acord cu oamenii, într-adevăr, dacă era un pic mai ieftină, ar fi fost super best buy, dar chiar și așa mi se pare că pentru a avea câtă tehnologie și câtă tehnologie care te ajută, care contează, nu doar tehnologie așa de dragul tehnologiei, cum ai în mașina aceasta, trebuie să dai mult mai mult bani. Ce nu-mi place e același păcat etern pentru care nu voi ierta niciodată un producător auto. Plasticul lucios pus aici în zona aceasta de trafic intens, pentru că aici utilizezi selectorul de viteze, utilizezi încălzirea, ventilația în scaune, utilizezi, nu știu, drive modul sau mai știu eu ce. Acest lucru va îmbătrâni prematur bucățica aceasta de interior. O altă chestie care îmi place, n-am cheia la îndemână acum, dar mașina știi că poți să o prind din lesă? Lesa virtuală, frumos, plimbi mașina când ai nevoie, o scoți din locul de parcare. Din nou, super multe tehnologie pentru banii ăștia. Și designul mie îmi place. Hai să vedem dacă se încurcă aici la marcajele astea. Nu s-a încurcat. Am văzut că era chestia aia care mă gândeam că o să se încurce. Da, super multă tehnologie și o mașină decentă cu un consum bun la banii ăștia. Din punctul meu de vedere, înțeleg ce o cumpără lor. Cam asta pentru astăzi. Acum ne îndreptăm spre Castel... Da. Ajungem la Castel Daniel de seară, dar... Da, Castel Daniel, așa, da. Ah, da, Castel Daniel de seară, asta voiam să zic, destinația finală. Și mâine vom conduce și ultima mașină, singura mașină pe care noi n-am condus-o în acest test și cea pe care o așteptăm amândoi. Lexus NX. Abia aștept să conduc Lexus. Bun, deci, ne vedem mâine. Deocamdată, ca să facem o finalizare a acestui clip, Kia Sportage, da. Bun, ne vedem mâine.
Bun venit în ultima zi din Cars and Roads 2022. Astăzi se încheie acest eveniment și astăzi noi ne-am păstrat pentru cea mai bună mașină, nu-i așa? Așa. Pentru că astăzi conducem Lexus NX350H. O mașină care cu ușurință merită, dacă aceasta ar fi o competiție și nu pur și simplu așa o distracție de-a noastră în lumea auto pe care o împărțim cu voi, dacă asta ar fi o competiție, asta ar fi mașina care ar câștiga, cred, cel puțin în acest segment premium, pentru că arată foarte bine și la interior și la exterior, tehnologie, sistem de propulsie frugal care nu consumă atât de mult, dar performant, adică îți dă și putere când ai nevoie. Mașina asta face cam tot ce trebuie. Ia zi-mi, domnule Rus, dăm 2-3 date despre mașina asta, că ai putere, ia zi-mi. Te mai pun să ghicești? Nu, că deja am vorbit mai devreme, deci... 243. 243 cai putere. Bănesc că același sistem de propulsie 2.5 benzină, 4 cilindri plus sistem de propulsie hibrid. Tind să cred că fiind 4x4, nu? E 4x4? Da. Fiind 4x4 bănuiesc că puntea spate este acționată pur electric, ceea ce înseamnă că n-ar trebui să existe un tunel mare acolo pe mijlocul fodelei. Și într-adevăr nu există, are cam, nu știu cât să zic, 7 cm, mai puțin chiar, 5 cm, ceva de genul ăsta. Deci, partea bună a unui hibrid asta este că trebuie să treacă niște cabluri la puntea spate, nu un arbore cardanic. Exact. Și e mai ușor să le pui pe acelea pe acolo și să nu ai un tunel pe mijlocul podelei, pe bancheta spate acolo. Ce mai face bine mașina asta? Ai mai zic. Uite, consumul, zic eu. 7% pe ultimii nu știu câți kilometri, dar că nu pot acum să setez, 7%, ceea ce mi se pare excelent, având în vedere că este o mașină care cred că are aproape o tonă 800, o tonă 900, probabil. 1790 de kg. Deci aproape o tonă 800, ok. Și am în vedere că are o masă destul de consistentă. Ia niște dâmburi aici. Și este și o mașină confortabilă. Asta da. Este și o mașină confortabilă. Și pentru că vorbim de acest trend de la recunoscut al japonezilor, cutia este un ECVT. ECVT-ul, știm cu toții cum se comportă. Avem aici, dacă mai țineți minte robineții de la Lexus, e bine, acum s-au mutat, nu mai sunt doi, e numai unul și este aici. Dacă îl utilizăm, putem pune mașina în Eco, Normal, Sport sau Sport Plus, da? E, și acum haideți să încercăm să facem măcar așa o mică depășire, să simulăm o depășire în Sport Plus, dar după ce trecem de această parte cu denivelări. Aici sunt denivelările. Și acum să simulăm o depășire. Avem 50, da? Piciorul la fund acum. Am avut 90 și deja venea curba asta și uite și pe curbe stă bine. E ok, da. Chiar stă foarte bine pe curbe mașina. Mamă, chiar stă foarte bine pe curbe. Acum dau seama. Deci în curba asta în care ai văzut, era curba și un pic înclinată. Adică erau toate datele ca mașina să fie aruncată în exterior. Da, pentru că de ce să facem șosele cum trebuie? Pentru, exact, da. Deși erau toate datele pentru ca mașina să nu stea cum trebuie pe asfalt. O să vezi când o să o conduci. Foarte precisă direcția. Foarte precisă. Deși nu mi se pare că se întărește prea mult atunci când o pui în sport. Poate e ceva imperceptibil, poate că mi se pare mie sau poate că nu se întâmplă deloc. Cert este că direcția este precisă. Nu neapărat că e grea, dar este precisă. Bun. Deci, na, la 240 și... Cât ai zis de cai? 243 de cai, tracțiune integrală, e normal că e o mașină care accelerează cum trebuie. Și uite în față, mi se pare incredibil că avem, hai că punem înapoi în mod normal, avem în față Kia Sportage. Singura diferență între aceste două mașini este că aceea este 4x2. În rest tot hibrid, doar că 1.6. În sfârșit, la fel o mașină confortabilă, la fel o mașină spațioasă, poate chiar mai spațioasă decât asta. La fel arătoasă, evident nu din segmentul premium. E, și acum stăm și ne gândim, de ce mașina asta este 70.000 de euro sau 71, cât este ceva de genul ăsta, nu? 71.950. De ce mașina asta este 71.950 și aia este 43, dacă nu mă înșel, da? E, lăsând la o parte sistemul de tracțiune integrală, e vorba de acest interior. Și acest interior, cred că suntem de acord, nu? Că e superb. Sau da. Nu? Da, da. Mie mi se pare, serios, dacă ai altă părere, spune-mi. Și ăsta are plastic lucios, îmi pare. Exact, asta voiam să zic, exact. Designul, așa, când îl vezi, e foarte frumos, super futurist, super modern, așa, au pus power button-ul aici, ca la un,
nu știu, ca la un vitru. Electrocaznic. Da, exact. Da, ca la un aparat electrocaznic, așa. Dar mi se pare interesant cum arată interiorul, dar exact cum zici și tu, plastic lucios. Și e păcat, asta a fost o groapă mare și nu s-a simțit nasol deloc. E tare pentru că, adică, ok, design-wise, așa, când vezi în poze interiorul, ești, mamă, ce frumos arată. Și după aia intri în mașină și găsești niște plastic lucios. Acum, hai să vedem cum au folosit ei plasticul lucios. Iată, în cel mai rău loc posibil. L-au pus aici unde se murdărește, se zgârie, pentru că aici vei sta cu mâna, vei utiliza levierul selector de viteze, deci va fi foarte mult trafic aici. Din acest punct de vedere nu pot să zic că îmi place prea mult, dar știindu-i pe cei de la Lexus, eu cred că au ei ceva, un nivel de echipare în care poți să pui niște lemn pe aici. Sau nu știu, sincer, dar... Nu știu, asta e F-Sport, deci ar trebui să fie... Destul de înalt echipat. Destul de înalt, e al treilea, Business Executive F-Sport și... Mai sus e luxury, poate luxury. Poate luxury o să aibă, da. Dar totuși 71.000 de euro. Așa e. Și la banii ăștia, la 71.000 de euro, ar trebui să uităm de plasticul jos. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să mai există în mașini. Dar ca design așa, uite ce mi se pare mie interesant, îmi place cum au înglobat controlele pentru climatizare. Ia să vedem dacă dăm aici un pic mai tare pe climatizare, ca să se vadă, uite aici se pot schimba valorile temperaturii, mi se pare că arată foarte interesant. Dar uite, vezi, și asta îmi place foarte mult, că au utilizat un combo din ăsta foarte tare de controle on-screen și controle fizice, pentru că, ok, aici e buton fizic, deci dacă vrei să dezaburești repede iarna, apeși pe ăsta și pornește repede dezaburirea, adică nu trebuie să cauți repede un buton pe touchscreen, știi? La fel și aici, pentru a încălzi luneta și oglinzile. Apeși pe ăla și se întâmplă imediat chestia aia, nu trebuie să cauți să apeși. Chestiile pe care le folosești mai rar, ok, pe acele le apeși, nu știu, poate închiderea AC-ului sau așa, pe astea le folosești mai rar. De obicei, lumea lasă AC-ul pornit pe o valoare și cam asta este. Noi acum avem Android Auto conectat și este, nu chiar full screen, dar e mare, nu? Adică e... Da, da, și de o rezoluție foarte mare, mi se pare că foarte mult, da, okay, și asta foarte mare, dar pentru că e... Noi am luat mașina asta în ultima zi, după ce s-au perindat toți colegii noștri prin ea, deci e clar că nu avea cum să mai fie extrem de curată mașina. Dar, sincer, eu abia aștept să am această mașină la test. Recunosc, mie îmi plac mașinile japoneze, adică eu sunt subiectiv și n-am cum să fiu altfel, nu o să mă ascund, îmi plac mașinile japoneze și cu atât mai mult când vine vorba de lux, îmi place ce se întâmplă cu Lexus. Și mi se pare că brandul acesta în ultima vreme are o mică renaștere, așa, pentru că au avut designurile alea super supărate, grila Predator, cum i-au zis toți, au avut designurile alea super supărate și toată lumea a zis, ok, aici ai pățit Lexus, relaxează-te. După care, acum au început să rafineze acel design și mi se pare că mașinile astea au o super prezență. Nu ți se pare, adică mi se pare că au o super prezență pe asfalt așa și pe și chiar și puse față de lângă alte mașini din clasa lor. Da, au farmecul special. Exact. Că design e treabă serioasă la Lexus. Exact, exact. În ultima vreme. Zi-mi, te rog, ce spațiu în portbagaj are, dacă ai cumva pe fișa acolo spațiu din portbagaj? Eu zic, pe asta n-am discutat, o să o ghicesc. 430 de litri. Da. Departe? Da. Pe bune? 545. 545? Da. Ok, mai mare decât mă așteptam. I-ați ucis. 545, mamă, ok. Asta e foarte bine. Foarte bine, am apucat doar să... îți spune de ce. Eu am fost un pic, pentru că mai devreme am pus bagajele acolo în spate, am fost un pic dezamăgit, așa, pentru că nu m-am uitat ce sub podea. Și cred că mare parte a acestui spațiu de stocare se află sub podea. S-ar putea, da. Da, e probabil. Pentru că așa când deschizi nu ți se pare că e foarte mare. Dar, deși e lung, totuși. Deși e lung, exact. E adânc. Da, da, da. Adânc în lungime. E lung. Da, e lung, da. Și e tare și că vezi chestii specifice Lexus. Cine știe să facă mașină lux, știe să facă mașină de lux. Îmi plac foarte mult finisajele. Îmi place chestia asta de aici, așa, care e foarte interesantă. Îmi place pielea asta roșie, care se simte foarte moale. Îmi plac scaunele, care sunt și ventilate, apropo, nu doar încălzite. Volanul este încălzit, evident, dar nu avem nevoie. Îmi plac foarte mult micile detalii care dau de gol un producător ce face mașini premium de multicică vreme. Cam da. Deși Lexus a fost așa, invenția celor de la Toyota la începutul anilor 90. Dar uite cât de mult au învățat cei de la Toyota despre cum să facă o mașină premium.
Bun, nu mai lungim, este o mașină care îmi place foarte mult, este ultima mașină din acest eveniment. Noi acum ne îndreptăm către Beciul Domnesc, în județul meu de Baștină, în Vrancea. Deci vă dați seama că dacă ajungem în Vrancea și ajungem la Beciul Domnesc, nu o să mai fie nimeni în stare să vorbească. O să lăsăm mașinile parcate și o să ne bucurăm de bunătățile locale. Nu știu, dați-ne un like dacă v-a plăcut acest clip, dacă nu e un buton și pentru asta, spuneți-mi în comentarii cum vi s-a părut experiența asta, pentru că eu voi mai participa la astfel de experiențe și spuneți-mi dacă vă interesează sau nu să vedeți mașini atât de diverse. Depășire 110, de la 60 la 110 a fost chestia asta, așa, destul de rapid. E bine mașina. Spuneți-mi ce părere aveți despre tipul ăsta de clip. O să mai fiu invitat la astfel de evenimente, o să mai avem ocazia să comparăm mașini super diverse, așa la o primă vedere, și o să mai aveți ocazia să aflați despre diferite locuri interesante din țara noastră. Așa că rămâneți pe eBlog Auto, cam asta a fost cu Cars and Roads by Michelin 2022. Ne vedem la următorul eveniment, dar nu în 2023, atenție! Bun, rămâneți pe eBlog Auto, la revedere și pe două locuri, căutați două locuri pe Instagram. Și nu, salutare. Și nu doar pe Instagram sau doar pe Instagram? Insta și Facebook. Insta și Facebook, gata.